Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Dragii mei, și în această seară mă simt bucuros să fiu aici împreună cu dumneavoastră și mulțumesc Domnului pentru această frumoasă oportunitate și fraților pentru invitația făcută. Și după câteva duminici frumoase și pline de har din partea lui Dumnezeu, mă rog din toată inima ca și în această seară Dumnezeu să fie acela care să se ocupe de inimile noastre. Amin. E atât de important atunci când vii aici în casa lui Dumnezeu să vii cu inima deschisă și dornic ca Dumnezeu să-ți vorbească. Amin. Pentru că atunci când omul vine plin de bucurie, Dumnezeu se simte entuziasmat să-și facă partea. Și mă rog din toată inima, încă de la început, Dumnezeu să lase bucuria sfântă peste noi. Sunt onorat să fiu din nou aici la voi și vin de fiecare dată cu multă, multă dragoste aici la Moșnița. Și spuneam fratelui păstor în birou, ca să dovedesc iubirea față de dumneavoastră, de cei de aici, sunt în această seară aici, cu toate că poate așa jumătate din inima mea e și acasă. Noi suntem după 4 seri de evangelizare și era ultima seară de evangelizare. Acum eu ca păstor al bisericii ar fi trebuit să fiu acasă. Ba mai mult de atât, înainte să zică fratele păstor să nu ne mai uităm la telefon, m-am uitat și soția mea mi-a scris, ți-ar fi plăcut să fii aici. Dar îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să lase cercetarea sfântă și aici la Moșnița și să putem să fim cu inimile deschise la ceea ce Dumnezeu vrea să ne mai vorbească. Am să vă citesc câteva versete din Scriptură. Luca capitolul 15, un cuvânt al lui Dumnezeu atât de cunoscut. Începând cu versetul 11, pilda fiului risipitor. Și permiteți-mi să vă spun de la început că am aproape certitudinea că toți ne vom regăsi pe aici, pe undeva. Și acest cuvânt al Bibliei, cred că va putea să conștientizeze inimile noastre de o realitate și de o nevoie extraordinară pe care omul o are. Luca, capitolul 15, începând cu versetul 11 până la versetul 24, Biblia spune așa. El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a alipit de unul din locuitorii țării acelea care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat, de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel mai îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Amin. Vă invit cu mult respect să ocupați locurile. Știu că și în generația aceasta Dumnezeu poate să își arate atotputernicia sa într-un mod extraordinar. Am spus-o într-un mod repetat de
nenumărate ori, cred în puterea lui Dumnezeu absolută. Cred că Dumnezeu deține controlul și astăzi. Și cred că Dumnezeu mai poate să mai aducă mântuire în generația asta. Într-o generație departe de Dumnezeu, într-o generație departe de fața Domnului, într-o generație în care nu se mai îndeletnicește cu cele sfinte și într-o vreme în care totul e sumbru, parcă în mințile oamenilor, în viața omului, cred din toată inima că Dumnezeu mai poate să mai revigoreze, să mai ridice, să mai dea acel entuziasm pierdut de foarte mulți oameni. Într-una din zile cineva îmi povestea că s-a dus la spital la un copilaj de vreo 6-7-8 anișori. Și la un moment dat au venit mai mulți acolo în salon și ca să aibă un pic de moment de liniște oamenii mari, i-au dat telefonul copilașului să se uite pe YouTube la desene. După câteva zeci de minute, după vreo 20-30 de minute în care copilașul a stat cu ochii acolo la desene, mamei i-a venit o idee și a zis, bă, prea mult, tot la desene, tot pe YouTube ăla, prea mult. Și eu luat telefonul și la un moment dat a zis, stai că vrea să spună mamei altceva. Și îi pune la copilaș o slujbă de la biserică de duminica trecută. Și copilașul ia telefonul, bucuros că i-a redat mama din nou telefonul, ia telefonul și se uită, captivat de ce era acolo. Și mama, văzându-l că stă liniștit, și-au continuat discuțiile cu cei care erau acolo în acel salon. După vreo 15-20 de minute, când s-au uitat toți la acel copilaș, îmi povestea acest frate, zice, ne-am uitat toți și ne-am uimit de faptul că copilașul ăla de 7 anișori era cu fața brăzdată de lacrimi. Se nodau lacrimile sub barbă, ștergea lacrimile, se uita din nou și din nou curgeau lacrimile. Acolo se cântau, cânta cor, o dat un frate un îndemn, cântau cei așa cum au cântat în această seară, cei care au slujit până aici. Și la un moment dat s-a uitat și mama, ca și o mamă grijulie, se apropie de copil și spune, ce s-a întâmplat, dragul mami, te simți rău? Și copilul a zis, nu. Dar ce s-a întâmplat? Zice, te doare ceva? Nu! Dar de ce plângi? Și copilul ezită pentru un moment. Mama, vrând să știe ce se întâmplă cu copilașul ei, continuă și îl întreabă, dar de ce plângi? Copilul la un moment dat, așa, cu sughițuri, zice, mami, mi-e dor de oamenii ăia de acolo, zice, mi-e dor de frații de la biserică. Stătea deja de câteva zile în spital, nemai putând să meargă nici înainte să fie internat la biserică, fiind obișnuit cu biserica, fiind obișnuit cu prezența lui Dumnezeu, dacă vreți, fiind obișnuit cu atmosfera asta glorioasă, în care oamenii cântă, în care oamenii laudă pe Dumnezeu, în care oamenii îl glorifică, în care poți să-ți înalți glasul, în care poți să simți o prezență specială, fiind obișnuit cu asta, dar de câteva zile rupt de toată prezența asta lui Dumnezeu, când a dat din nou de acea atmosferă extraordinară, obrăjorii acelui copilaș au fost brăzdați de lacrimi. Mami, mi-e dor de frații de la biserică, mi-e dor de atmosfera, mi-e dor de cântările alea, mi-e dor să mai fiu acolo. Îmi povestea cel care a fost acolo, spunea mie, frate Alin, i-a dat copilul ăsta o lecție formidabilă. La 8 anișori a putut să mai spună, rup de câteva zile, dacă vreți, de atmosfera asta bisericească, să spună, mi-e dor de Dumnezeu, mi-e dor de prezența lui Dumnezeu. Mi-e dor de acel har pe care îl avem când suntem sănătoși, să fim aici în casa lui Dumnezeu, să cântăm împreună, să ne rugăm împreună, să stăm în jurul Evangheliei împreună. Știți ce m-am gândit în momentele alea? Că asta e una din tragediile generațiilor, de generației noastre, că oamenii care vorbesc despre Dumnezeu, care cântă despre Dumnezeu, care la un moment dat spun că au un Dumnezeu, că sunt creștini, că sunt pentecostali, baptiști, ortodoxi, catolici, nu contează, oameni care spun că au un Dumnezeu, sunt oamenii care nu mai au fața brăzdată de lacrimi datorită dorului după prezența lui Dumnezeu. Sunt oamenii care nu mai au prezența lui Dumnezeu. Când omul nu mai simte prezența lui Dumnezeu, viața începe să o ia razna. Când omul pleacă de lângă Dumnezeu, viața începe să o ia razna. Mai devreme sau mai târziu, chiar dacă ești poate la un moment dat în timpul ăla de liniște ciudată, așa cum a plecat fiul risipitor de lângă tata și nu i-a mai simțit prezența tatălui. Pentru câteva momente, pentru câteva zile, săptămâni, luni sau cât o fi ajuns banii, ăsta s-o simți bine, chiar dacă a fost departe de fața tatălui, neștiind că vine o zi
când prăbușirea lui e iminentă, când prăbușirea lui va fi 100%, pentru că atunci când omul nu mai simte prezența lui Dumnezeu, merge doar o bucată de vreme din inerție și apoi se prăbușește. Că una din problemele grave ale generației noastre e că oamenii nu mai simt prezența lui Dumnezeu. Că nu mai, nici măcar nu le mai e dor de prezența lui Dumnezeu. Merg doar din inerție. Uită că în contextul ăsta finalul va fi unul 100% dezastros. Că singurul care te poate duce pe drumul corect e Dumnezeu cu ale sale sfaturi până la finalul vieții. E nevoie în generația asta ca oamenii să mai înțeleagă că și prezența lui Dumnezeu e obligatorie în viața unui om. Oameni buni, români dragi, frați și surori, domni și doamne, viața departe de fața lui Dumnezeu, viața departe de fața Tatălui, viața departe de prezența Marelui Stăpân, e o viață grea care se ruinează în fiecare zi. O pleca fiul risipitor de acasă, departe de taică-so, departe de sfaturile lui taică-so, departe de prezența al tatălui, departe de atmosfera din casă. O bucată de vreme au crezut că merge bine, până când la un moment dat prăbușirea lui a fost atât de grea și atât de ciudată. El, copil de om puternic, a ajuns la un moment dat cel mai jos să aibă grijă de porci. Și oamenii care creșteau porci în vremea aia erau renegați. Da, păi cei care îngrijau, porcul era un animal spurcat în mințile celor de acolo. Nu mâncau carne de porc, nu vreau să vadă, n-aveau nicio treabă. Și băiatul ăsta, plecând din fața tatălui, n-a făcut altceva decât și-a prăbușit viața într-un mod sistematic. Dacă e nevoie de ceva în generația noastră, e de acea atmosferă divină și sfântă în viețile noastre. Să se mai simte prezența lui Dumnezeu. Oameni buni, prezența lui Dumnezeu în viața unui om când coboară se vede, se simte, e vădită și se poate povesti și altora. Și uitați-vă, spre exemplu, spune Biblia, și aici vă puteți face câte o verificare fiecare dintre dumneavoastră. Zice Biblia că la un moment dat Isaia, în anul morții împăratului Iozia, Isaia intră în templu și acolo era prezența lui Dumnezeu. Când a intrat Isaia în prezența lui Dumnezeu, mentalitatea lui Isaia s-a schimbat. Vederile lui Isaia s-au schimbat, părerile lui Isaia s-au schimbat. Și vine Isaia și spune, era prorocul lui Dumnezeu, nu era oricine. Și vine Isaia și spune, o, nenorocitul de mine, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate. Isaia, dar până acum de ce nu ți-ai dat seama? Dar până acum de ce nu te-ai recunoscut atât de profund ca și în momentul ăsta? Că poate obișnuit cu împărat, obișnuit cu vremurile, obișnuit cu aglomerația din viața lui, Isaia poate nu mai stătea în prezența lui Dumnezeu așa cum ar fi trebuit să stea. În momentul în care viața unui om e în prezența lui Dumnezeu, acel om începe să se recunoască. Începe să se prăbușească, Doamne, am niște probleme, Doamne, am niște scăzăminte în viața mea, Doamne, lucrurile nu merg bine. Știți de ce mulți nu mai au puterea să se mai recunoască? Păi nu că suntem sfinți. Și nu mai avem puterea să ne mai recunoaștem pentru că nu mai trăim în prezența care să ne mai facă radiografia și să ne spună, ăsta ești tu de fapt, asta ai tu de corectat în viață. Și merge generația asta noastră dintr-o inerție nebună, care de cele mai multe ori oamenii cred că merg bine și nu se mai pot recunoaște. De-aia e nevoie de prezența lui Dumnezeu în viața omului, ca omul să se mai poată recunoaște ca și Isaia altădată, să spună, Doamne, mai am nevoie de Tine și de iertarea Ta, mai am nevoie de Tine și de revigorarea Ta, recunosc că depind de Tine, Hristos. O, cât de mare har e să-ți mai curgă lacrimile pe obraz în prezența lui Dumnezeu, să spun, Doamne, recunosc că fără de Tine eu aș fi un prăbușit. În momentul în care omul stă în prezența lui Dumnezeu, știți ce se mai întâmplă? Omul devine conștient. La un moment dat, zice Biblia, Ezechiel 37, mâna Domnului a venit peste mine, zice Ezechiel, m-a luat și m-a dus într-o vale plină de oase uscate. Și zice Biblia așa, m-a purtat de jur împrejurul văii și iată că toate erau uscate de tot. Acum evreii prin natura lor sunt un popor încăpățânat. Ăștia trebuie să le dai 1.000.000 de argumente să te creadă.
Dacă Dumnezeu poate nu mai ar fi povestit într-un fel sau în altul la Ezechiel, Ezechiel, știi cum arată poporul ăsta? Nu l-ar fi crezut Ezechiel. Cum să arată? Păi mă întâlnesc toată ziua cu ei. Mă întâlnesc cu ei la cafea, mă întâlnesc cu ei la biserică, mă întâlnesc cu ei pe stradă. Cum? Sunt picioare în carne și oase. Nu, nu Ezechiel. Îl ia Domnul și îl duce în valea oaselor uscate. Dumnezeu însuși cu Ezechiel. Mâna Domnului îl poartă acolo în valea oaselor uscate. Era Ezechiel. Prezența lui Dumnezeu și obiectul de care Dumnezeu vrea să-l facă conștient pe Ezechiel. Ezechiel, asta e toată casa lui Israel și iată că toți sunt uscați de tot. Stătea Ezechiel în prezența lui Dumnezeu, m-am plimbat de jur împrejurul voi, zice Ezechiel. Și m-am uitat în stânga și în dreapta și am văzut că așa e cum zice Dumnezeu. Eram acolo în prezența lui Dumnezeu și mă făcea conștient de câteva realități crunte ale generației și a vremurilor noastre. Trăim un popor care avem atât de multe lacune. Una din durerile mele enorme e referendumul pentru familie care a avut loc în România. Și noi, poporul creștin, român, ortodox, 90 și ceva la sute, evanghelic, iar nu știu cât la sute, noi, poporul creștin, n-am fost în stare să ieșim și să votăm că vrem în Constituție să scrie că mama e femeie și că tata e bărbat. N-am avut chef! Și iată când ne-au jucat alții și ne vor mai juca de aici încolo. Pentru faptul că uneori nu mai conștientizăm cât de grele sunt vremurile, cât de mare e lupta și cât de mare e responsabilitatea noastră. Când stai în prezența lui Dumnezeu, vine Dumnezeu să te conștientizeze de viața ta, de trăirea ta, de alergarea ta, de sentimentele tale. O, cât de mare har să poți să stai în prezența lui Dumnezeu ca să mai fii conștient, bă, eu am nevoie de Dumnezeu. Oamenii care merg așa din inerție și uită că au nevoie de Dumnezeu, ăia nu stau în prezența lui Dumnezeu. Când coboară prezența lui Dumnezeu, vine acea conștientizare sfântă, bă, eu am nevoie de Dumnezeu. Se va finaliza într-o zi viața mea. Nu se termină totul la mormânt. Am nevoie de Dumnezeul absolut. Am nevoie de Dumnezeul suveran. Să mai stea omul să mai fie conștient. Depinde divinitate. Să mai stea omul în prezența lui Dumnezeu să mai fie conștient. Există iad. Există rai, există veșnicie, după moarte nu se mai poate face nimic, că ți-a dat Dumnezeu viața, să fii conștient de asta, că ți-a mai dat Dumnezeu viața să mai găsești și să capezi mântuirea sufletului. Oh, cât de mulți inconștienți merg în generația asta, fără să mai stea în prezența lui Dumnezeu să-i conștientizeze el. Știți ce se mai întâmplă atunci când coboară prezența lui Dumnezeu? Omul începe să se căiască. La un moment dat Domnul îi spune la Petru, Petre, tu o să mă vinzi, o să te lepezi, o să mă dai așa pe nimica. Și Petru a zis, Domnule, eu mă duc cu tine până la moarte, nu-ți fă nicio treabă, eu mă duc cu tine până la moarte. Petre era așa puternic aparent. La un moment dat când l-au prins pe Domnul, zice Biblia că Petru se duce la acel foc și la un moment dat în fața unei slujnice, Petru se leapădă. Nu-l cunosc, păi nu-l cunosc. Și Domnul îi spune, Petre, o cocoșu! O să-mi auzi glasul în cântatul cocoșului, Petre. Când o să auzi cântatul cocoșului, să știi că eu sunt acolo, Petre. O să mă folosesc de un cocoș să coboare prezența mea în viața ta, Petre. Și Petre la un moment dat, nu-l cunosc, zice, cine? Păi cum mă, că se dă și vorba de gol. Nu, nu-l cunosc. Păi dar cum mă, n-ai cum, te dă vorba de gol, mergi ca ei, gândești ca ei, te îmbraci ca ei, nu zice, nici nu știu cine e ăsta. La un moment dat cântă cocoșul. Se folosește Dumnezeu de cântatul cocoșului și începe să-i simtă Petru, să-i simtă prezența lui Dumnezeu. Știți ce zice Biblia? Petru a ieșit afară și a început să plângă cu amar. Acolo unde e prezența lui Dumnezeu, țineți bine minte în seara asta, se vede căință. Unde nu-i prezența lui Dumnezeu, nu mai există nici părere de rău, nu mai există regret, nu mai există nimic. Totul se merge așa înainte, dintr-o pură și ciudată inerție. În momentul în care coboară prezența lui Dumnezeu, omul începe să se căiască. Doamne, aici ești Tu și am nevoie de Tine. Aici ești Tu și am nevoie de iertarea Ta. Petru, ăla că nu a fost gata să scoată sabia, să-i tai urechea la Malcu, bă, tu vii să le iei pe învățătorul, nici nu s-a uitat Petru cu cine era ăia care a venit să-l prindă pe Domnul. Era atât de arțăgos, de curajos, de puternic, dacă vreți. O pus mâna pe sabie, pac, l-a executat pe Malcu. Hai, plecați de aici, mă, Domnul, să stai, Petre, că nu e așa lucrarea. Stai cu minte.
Tu fii în stare să te ții tu în stăpânire. Lasă-i tu pe ăștia, că ăștia scumpi. Tu fii tu în stare. Eu, zice, eu până la moarte. Nu mă cunoști. Și Domnul zice, Petre, când tatul cocoșului va coborâ prezența mea în viața ta. Și vei începe să plângi cu amar. A început Petru, când a simțit prezența lui Dumnezeu, dacă vreți, la cântatul cocoșului, să se căiască cu amar. Mai există oameni astăzi care se mai căiesc? Mai există oameni care au curajul să vină să spună, Doamne, am nevoie de Tine, bă, dacă mor la noapte, Iisuse, depind de Tine. Mai există oameni care se mai vezi, bă, se prăbușesc dacă trebuie, Doamne, Te rog, îți simt prezența, Te vreau pe Tine, mi-e dor de prezența Ta. Mai există oameni? Pentru că atunci când trăim departe de fața Tatălui ca fiul risipitor, uităm să ne mai căim. Uităm să ne mai uităm în interiorul vieții. Uităm să ne mai uităm la ceea ce trebuie schimbat. Uităm. În momentul în care e prezența lui Dumnezeu în viața unui om, prezența lui Dumnezeu aduce putere. Amen. Vă spuneam la început că prezența Domnului se poate dovedi, povesti. Prezența lui Dumnezeu în viața unui om nu-i slogan. E Dumnezeu cu mine. Hai mă, serios, poți să-mi arăți și mie asta? Nu-i slogan. Se poate vedea. Aduceți-vă aminte de Pavel și de Sila în închisoare. Dragii mei, ăștia s-au dus, s-au vestit Evanghelia, au făcut treabă bună, îi prind cei care erau ostili lui Dumnezeu, îi bat bine și îi bagă și în pușcărie. Ăștia puteau să spună, serios, păi eu care-s robul tău, care merg, care alerg, care predic, care fac schițe de predică, care mă gândește să le zic la oameni, în loc să mă duci la cel mai tare restaurant, mă bagi în pușcărie, serios, eu care mă ostenesc și nu dorm nopțile, mă bagi în pușcărie, dar oamenii ăștia erau sub prezența divină a lui Dumnezeu. La miezul nopții, zice Biblia, oameni sub influența prezenței lui Dumnezeu, plin de putere, încep să cânte glorie lui Dumnezeu. Ce mare har, bă, trebuie să fii puternic. Puternic să poți să faci asta. Trebuie să fii puternic să poți să cânți în mijlocul unei încercări. Și puterea asta nu vine numai datorită prezenței lui Dumnezeu în viața unui om. Trebuie să fii tare să poți să faci asta. Pentru că viața aduce unghiere, viața aduce labirinturi, viața aduce colțuri pe care tu nu le pregătești. Că viața aduce intersecții la care acum nici măcar nu le poți anticipa. Viața are momente ciudate și uneori deosebit de ciudate. Dar momentele alea grele ale vieții, cu care cu siguranță mai devreme sau mai târziu viața nu te ocolește, să poți să ai parte de prezența lui Dumnezeu. Și ca și Pavel și Sila în închisoare să-i cânți glorie lui Dumnezeu și să-L lauzi pe Marele Stăpân. Trebuie să ai putere, dacă să ai puterea asta, trebuie să fie prezența lui Dumnezeu acolo. Suntem un popor care ne văicărim non-stop, Miorița ne place la maxim. Uitați-vă la poporul român, cum cântă poporul român, Doine de Jale, puține popoare cântă, știm să ne văicărim toată ziua. E greu, frate, cum e greu. Vorbim de un Dumnezeu suveran și atotputernic și în momentele complicate zicem, frate, cred că îi se puizat, cred că mor, cred că nu știu ce se întâmplă, nu mai am chef de viață, dau oamenii în depresie, merg la psihologi, pastile, după aia alte probleme și să prăbușe sistematic. Și toate astea pleacă datorită lipsei prezenței lui Dumnezeu. Oh, că dacă astăzi ar fi luat cineva de pe stradă, așa pe nedrept, și băgat aici la Popa Șapcă, la Timișoara, și îl ține așa vreo săptămână, fără mâncare, și bătus pe nedrept, știți care ar fi prima reacție? Când iasă, am nevoie de psiholog și vă rog să-mi dați despăgubiri, hai mă, serios! Păi Pavel și cu Sila nici de psihologi nu au avut nevoie, nici de despăgubiri, că ei au avut puterea ei să-i întărească pe alții. Prezența lui Dumnezeu era acolo. La cântarea lor plină de har, Dumnezeu zguduie temnița. Ce puternic a putut să fie prezența lui Dumnezeu, să se zguduie temnița și să spui, bă, aici e Dumnezeu. Eram în urmă cu mai mulți ani și poate v-am mai zis eu asta, într-o țară din Occident și la un moment dat când eu am aterizat, au zis, frații, trebuie să mergem până la spital la o fetiță. Și ne-am dus la spital la fetița aia. Când am ajuns acolo, era un moment ciudat, greu, nu m-am mai întâlnit cu momente din alea. Când acolo am intrat într-o rezervă, o fetiță micuță, frumușică din calea afară, stătea acolo sub aparate, mama ei plângea lângă ea, era așa de drăguț, era toată familia ei, frații ei mai mari acestei fetițe erau acolo și plângeau toți în jurul rezervii, în jurul
patului din rezervă. Și la un moment dat a venit doamna doctor și ne spune, n-am deconectat-o de la aparate, că ori zis că vin preoții. Și dacă vin preoții, poate pot să facă ei ceva. Dar eu vă spun ca și medic, nu se mai poate face nimic pentru fetița asta. N-o să uit cât trăiesc, deasupra capului era acel aparat care îi monitoriza bătăile inimii. M-am uitat la acea mamă, m-am uitat la acel tată. Stăteau cu mâna la gură și erau așa prăbușiți. Doamne, Doamne, nu ne lua fetița, Doamne, nu ne lua fetița. Dar la un moment dat, eu mă uitam la acel aparat, un aparat verde aici în dreapta mea, care mi-a spus că schimbă sângele în acea fetiță, schimba sângele în Sofia. Și la un moment dat, acel aparat a scris în limba italiană că s-a terminat tratamentul. Doamna doctor a zis, eu nu mai bag al sânge, oricum nu mai are rost. Fetița asta e ca și moartă. În momentul în care s-a terminat, a scris acolo că s-a terminat tratamentul, pe ochii mei s-au rațintit pe acel ecran care îi monitoriza bătăile inimii. Și am început să văd cum îi scade bătaia inimii, cum îi scade într-un mod așa sistematic bătaia inimii. Și la un moment dat, dintr-o dată, se aude acel piuit sumbru, acel piuit sumbru din terapiile intensive. Și se vede acea linie lungă dintr-un capăt în altul. În momentele alea, mama i-a zis, uitați-vă la ea, draga de ea, că încă își mișcă buzele. Ultimele reacții a lui Sofia a fost să-și mai miște buzele. S-a plecat maică-sa peste Sofia și a zis, Doamne, Tu mi-ai dat-o pentru o bucată de vreme, Tu ai luat-o. Mi-a fost groază de momentul ăla. A zis, bă, acum cine ne-a pus pe noi să venim aici? Bă, cum? Mi-era să le zic condolianțe, ce să le zic? Mi-era groază, ce să fac acolo? Și dintr-o dată se uită la mine tatăl acestei fetițe, mă ia în brațe. Cu lacrimile pe față, îi se nodau lacrimile sub barbă, dar cu un zâmbet cald și el mă liniștește. Bine, frate Alin, dar nu-ți vă probleme, Dumnezeu așa a hotărât. L-am rugat pe Dumnezeu, Doamne, dacă Tu vrei să o vindești pe Sofia, Tu poți. Dacă nu, întărește-ne pe noi să trecem biruitor pe aici. Frate Alin a zis către mine, îl simt pe Dumnezeu că îmi dă putere. O zis, fii liniștit că noi merem înainte, iubindu-L pe același Dumnezeu. Asta înseamnă să fie prezența lui Dumnezeu lângă tine. Când nu-i prezența lui Dumnezeu, omul dă în disperare. Omul dă în disperare, praf. În urmă cu 3 săptămâni mă întorceam din Spania. Am tot zis asta în ultimele 3 săptămâni la predică, dar o zic și la dumneavoastră. Mi-a dat Dumnezeu o lecție formidabilă. Și la un moment dat, eu am plecat din Spania, trebuia să ajung la ora 2 noaptea la Cluj, sâmbătă, noaptea urmând ca duminică dimineața să fiu la satul mare. M-am rugat și am zis, Doamne, fă-te rog frumos cumva să ajungem cu bine. Încă de când am plecat de acolo de la conferința și m-am dus la avion, că m-am dus cam târziu. Și am zis, Doamne, fă să fie bine, să ajungem cu bine, să ajung acasă în România, oricum o să dorm puțin. Mai am vreo 2 ore jumate, 3 de la Cluj la satul mare, duminică, a fost o duminică încărcată, fă să fie bine. La un moment dat am urcat în avion, toate bune, am plecat. La un moment dat, eu mă tot rugam, Doamne, să fie bine, să ajungem cu bine, să aterizăm cu bine. Auzim dintr-o dată, vă vorbește comandantul din cabina de pilotaj. Și eram acum curios să ne zic altitudinea, viteza. Da, comandantul zice, îmi pare rău că trebuie să vă dau o veste tristă datorită ceții care e foarte abundentă la Cluj, sub 200 de metri vizibilitate, nu putem ateriza deocamdată la Cluj. Tai, n-ai cum. Mă uitam la ceas. Continuă comandantul și zice, cel mai probabil ne vor redirecționa către Sibiu. Doamne, unde ești? Doamne, deja tremuram toate încheieturile gândindu-mă la ziua de duminică, cât e de încărcată. La un moment dat, oamenii de pe acolo începeau tot să zică, n-ai un număr de la închirier de mașini din Sibiu, n-ai un număr, bă, ăștia își dădeau numere între ei. Eu m-am gândit, bă, dacă toată lumea închiriază mașini, eu ce mai închiriez? Că tot avionul deja închiria mașini de la Sibiu. La un moment dat, după vreo 20 de minute, intervine stewardeza și spune, așa cum domnul comandant v-a transmis, nu putem ateriza la Cluj. Ai cunosc că vă vorbește stewardeza, am zis, Doamne, fă pasta, mai de treabă. Am zis, nu putem ateriza. Cel mai probabil mergem la Sibiu, că deja 2 avioane au fost redirecționate către Sibiu. Wow, când o zis asta, 2 sau 3. Când o zis asta, e clar, nicio șansă. Dar totuși mai așteptăm câteva minute până domnul comandant va lua o decizie. Acele câteva minute au fost 40, în care noi am tot survolat deasupra Clujului, bănuiesc. Ne-am tot plimbat. Din momentul ăla nu ne-a mai vorbit nimeni. Dar când au intrat în avion oamenii, am văzut, mi-a sărit în ochi o familie, soț, soție și un copilaș de vreo
5-6 anișori, blond, cu tenul alb, frumos, cu ochii albaștri, Doamne, ziceai că e decupat din reviste, formidabil. Mi-a fost așa de drag de el. Mama asta așa de frumos o comporta cu el. Avea așa un batic pe cap până mai spre sprâncene, dar așa frumos o comporta cu el. L-a luat în brațe, îl pupa, s-a jucat, l-a ciufulit, i-a desfăcut tot felul de pungi, i-a dat telefon, i-a luat, i-a dat o tabletă, iar l-a strâns în brațe. Copilașul mai merea pe culoare, iar vinea, se arunca în brațele mamei, zâmbea non-stop. Am zis, Doamne, cât poate să zâmbească femeia asta? Zâmbea non-stop. O creat o atmosferă formidabilă acolo în avion. La un moment dat, în aceste 40 de minute, copilașul adorme. Momentul ăla, mama asta l-a luat în brațe, l-a pus la pieptul ei și a început să-l strângă. La un moment dat l-a așezat mai bine și s-a pus ea cu capul pe, așa, pe umărul lui. A început să plângă, bă, și plânsul ei a devenit deja isteric. La un moment dat și-a pus mâna la gură și plângea cu tot cu mâna la gură și plângea și se scutura de plâns. La un dat atât de tare plângea, devenea deranjant, o auzi și stuiardeza din spatele cabinei și vine acolo la un moment dat stuiardeza. Toți eram șocați, ce s-a întâmplat? Păi și plângea, se uita la copil, îi făcea așa pe frunte, îl ținea aproape de ea și plângea cu mâna la gură să nu se audă, se scutura de plâns femeia asta. Am apreciat-o la vreo 40 de ani. La un moment dat vine stuiardeza și spune, Doamnă, ce s-a întâmplat? Vă pot ajuta cu ceva? Ce s-a întâmplat? Ați pățit ceva? Vă aduc un pahar de apă? Și ai cu mâna la gură și plângând îi face semn, nu, lasă-mă. Dar stuiardeza o continua și o insistat, că nu știa cum să reacționeze. Doamnă, ce s-a întâmplat? Cu ce vă pot ajuta? Se ridică femeia asta în picioare, în alea 40 de minute, Dumnezeu a vrut să ne dea o lecție. Eu eram așa în inima mea, bă, unde aterizăm, Cluj sau Sibiu, dar nu m-a mai interesat în momentul ăla. Era o atmosferă și o scenă care se derula formidabil de interesantă. La un moment dat se ridică în picioare femeia asta, printre lacrimi și suspine și prin plânsul ei abundent, dar cu mult respect. Și cu o voce mai ridicată îi spune acelei stuiardeze, stimată domnișoară, cu ce credeți că m-ați putea ajuta? Știți de ce plâng eu? Știți de ce sunt așa? Pentru că sunt o mamă bolnavă de cancer și își dă jos batic cu cheală, fără de sprâncene. Pentru că mă uit la copilul ăsta care în scurtă vreme va rămâne fără mamă datorită cancerului care mă bagă în pământ. O zis, ce pot să fac? Credeți că mă puteți ajuta cu ceva? Am rămas și noi și stuiardeza. Se întoarce femeia asta spre noi și strigă în avion. Ce? E cineva aici care ar putea să mă ajute cu ceva? Bă, noi toți eram, s-o pus din nou jos, nimeni nu îndrăznea să zică nimic. Mai apoi, la câteva minute, am aterizat. Eu am început să mă rog în continuare, Doamne, dă să fie Cluj. La câteva minute am aterizat. Mi-am propus să vorbesc cu acea doamnă la final, când ieșeam din avion, dar mulți au lăsat-o să iasă înaintea noastră. N-am mai găsit-o, am văzut-o undeva acolo la control, la pașapoarte, printre primii, când eu am ieșit, ea nu mai era. Dar mi-a dat Dumnezeu acea lecție, când momentele grele ale... O luat-o stuiardeza în brațe când i-au strigat, mă poate ajuta cineva cu ceva? O luat-o stuiardeza în brațe, o ținea, a început stuiardeza să plângă mai tare ca ea, i-a dat mai apoi drumul, s-a pus pe scaun, am aterizat. Când noi am aterizat, un copil a strigat, Sibiu! I-a zis, cum? Sibiu! Făcea copilul, a zis, Doamne, eu nu ți-am zis să merg la Cluj? La un moment dat un domn de lângă mine zice, ce strigă pruncul ăsta Sibiu, că mie pe telefon mi-arată apahida. Eu am slavă Domnului că tot e și bine. Dar Dumnezeu mi-a dat o lecție care sună în felul următor. În momentele complicate ale vieții, orice braț care te prinde omenesc, te ține doar o bucată de vreme și apoi îți dă drumul. Poate să plângă cu tine, poate să râdă cu tine, poate să stea cu tine. Toată prezența unui om e limitată. Dar există prezența lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele, care atunci când parcă nimeni nu mai are nicio soluție, când nimeni nu mai are nicio variantă, e Dumnezeul care coboară să-ți mai dea putere și să-ți spună, tu poți să mergi înainte, n-o să mor, n-o să-ți rămână prunci și fără mamă poate, sau să coboare Dumnezeu să te întărească să treci prin încercarea aia. Că sunt oameni fără de prezența lui Dumnezeu prin încercări grele care dau în disperare. La un moment dat zice Biblia, că Pavel mergea cu o corabie și
la un moment dat ăștia măsoară și zice 30, distanța aia 15, bă, ne-o lovim de un ostrov, se prăbușește, se distruge corabia. Și la un moment dat ascultați ce zice Biblia, vreau să vă citesc. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis, oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu vă fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Ascultați bine ce zice un om peste care era prezența lui Dumnezeu. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu vor pieri și nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. Pavel, ce e cu tine? Tu nu vezi că noi ne-am aruncat, zice Biblia, ori aruncat uneltele corăbii, ori aruncat inclusiv vâslele să nu fie așa de grea corabia, ori aruncat bogățiile lor, ori aruncat averile lor, ori aruncat tot ce aveau și vine Pavel și stați liniștiți că nu o să piară nimeni. Păi dar de unde, Pavel? Ascultați ce zice Biblia. Un înger al Dumnezeului al căruia îi sunt eu și căruia îi slujesc mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme, Pavele. A coborât prezența lui Dumnezeu, a zis Pavel, peste mine azi noapte. Și Dumnezeu în prezența sa divină mi-a spus să nu mă tem că nu o să piară nimeni. Nu e importantă prezența lui Dumnezeu în viață? Să-ți dea Dumnezeu putere să fie lângă tine, să te ajute să te recunoști, să te căiești și să mergi înainte cu demnitate? Știți care e marea tragedie a vremurilor noastre? Că tare mulți oameni au pierdut prezența lui Dumnezeu. Au pierdut-o. Și unii nici măcar nu-și dau seama de asta. Fiul risipitor a pierdut prezența tatălui, nu mai era cu tata. Aparent o zis că-i mere bine, după aia s-o prăbușit într-un mod deplorabil. Pentru că în momentul în care pierzi prezența tatălui, pierzi prezența lui Dumnezeu, lucrurile se deteriorează. Știți de ce oamenii pierd, știți de ce fiul risipitor a pierdut prezența tatălui? Ascultați bine, de-aia pierd mulți prezența lui Dumnezeu astăzi. Pentru că fiul risipitor, o prezență atât de importantă, o prezență atât de obligatorie în viața unui om, n-a fost gata să accepte niște pierderi. Imaginați-vă că toată gașca lui, toți prietenii lui, tot anturajul lor au zis, bă, nu vrei să plecăm de acasă. Păi și cu ce plec? Păi ne luăm fiecare parte de averi. Du-te și nu știu, s-o fi luat după un model la vremuri. O venit lui ideea de undeva, că nu te ajungi din senin. Și o zis, bă, merem toți la tații noștri și ne luăm partea de avere. Mi-am imaginat eu și permiteți imaginației mele. La un moment dat când ori pleca toți prietenii lui fiul ăsta risipitor, o zis, cum să pierd ocazia să nu fiu și eu cu ei? Cum să pierd ocazia să nu fiu și eu cu gașca? Cum să pierd ocazia să nu fiu un anturajul ăla stricat? Cum să pierd ocazia să nu fiu și eu cu ăia care-s departe de Dumnezeu? Vreau să fiu și eu cu ei, prietenii mei, nu pot să pierd ocazia. În momentul în care omul nu-și mai acceptă pierderile de dragul lui Dumnezeu, îl pierde pe Dumnezeu însuși. Că tot Pavel zice, toate lucrurile astea lumii le socotesc ca și un gunoi, le socotesc ca și o pierdere, nu mă mai interesează de ele, pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. O zis Pavel, pierd orice de dragul lui Dumnezeu. Când terapia intensivă, Hristos coboară să-mi dea putere. Când momentele grele, Dumnezeu vine lângă mine. Când nimeni nu mă mai ține în brațe, Dumnezeu mai poate să mă țină în brațe. O zis Pavel, pierd orice, dar nu vreau să-L pierd pe Dumnezeu. Pentru că oamenii nu mai sunt gata să-și accepte pierderile în generația asta. Și nu mai sunt gata să piardă de dragul lui Dumnezeu. De foarte multe ori pierd prezența lui Dumnezeu. O prezență atât de scumpă și atât de măreață, dar glorificat să fie Dumnezeu care încă mai vrea să le mai vorbească oamenilor și mai strigă în seara asta la moștrița, oameni buni, îi poți să fii gata să pierzi orice de dragul lui Dumnezeu, că dacă l-ai câștigat pe Hristos, ai totul. O, când oamenii înțeleg că prezența lui Dumnezeu e mai scumpă decât orice altceva, prezența tatălui în dreptul fiului risipitor era mai scumpă decât anturajul unde el s-a dus, prezența tatălui era mai de valoare ca femeile destrăbălate unde el s-a dus, prezența tatălui era net superioară vis-a-vis de cluburile stricate în care poate ăsta s-a dus. O, când omul nu mai e gata să accepte pierderile, pierde dragul lui Dumnezeu. Păi pierd niște prieteni, nu contează dacă ăia îs pe contrasens cu Dumnezeu. Știți că ce zice Biblia? Și aici mulți înțeleg versetul ăsta greșit. Blestemat este omul care se încrede în om
Dar nu rămâne aici. Eu sunt omul care am încredere în oameni. Iubesc să am încredere în oameni. Trebuie să ai încredere în oameni. Trebuie să avem încredere în oameni. Acolo versetul continuă și oamenii trebuie să fie foarte atenți. Blestemat este omul care se încrede în om, care îi abate inima de la Dumnezeu. În momentul în care te încrezi într-un om și nu vrei să-l pierzi, dar ăla ți-abate inima de la Dumnezeu, ești blestemat pentru că îl pierzi pe Dumnezeu însuși. Dacă omul ăla de lângă tine, tu știi că ți-abate inima de la Dumnezeu, mai bine pierde-l. Știu că sună ciudat. Pentru că în momentul în care nu pierzi lucrurile de pe pământul ăsta, îl pierzi pe Dumnezeu însuși. Știți? La un moment dat Saul e trimis de Dumnezeu să îl bată pe Amalec. Și îi spune, du-te și bate pe Amalec cu tot ce are el. Și pleacă Saul. Dar Domnul îi spune, nimic să nu rămână din Amalec. Totul să se facă praf la Amalec. Asta a fost voia lui Dumnezeu. Saul pleacă, îl bate pe Amalec pentru că Dumnezeu îi dă putere la Saul să câștige războiul, zice Biblia, numai că Saul nu a putut să piardă notorietatea poporului, nu a putut să piardă votanții, dacă vreți, nu a putut să piardă gașca. Și Saul ia ce-a avut Amalec mai bun, vine omul lui Dumnezeu și spune, Saul, că a fost un psiholog bun, tu să fii binecuvântat de Domnul, că eu am făcut tot ce Dumnezeu mi-a spus prin tine. Numai că Samuel, un bătrânel cu urechea fiind, a zis, bă Saul, dar cu behăitul ăsta ce-i? Și parcă Saul a început să se justifice, știi că nu puteam să pierd oamenii care sunt lângă mine, care m-au rugat să iau cei mai buni de la Amalec. N-ai pierdut sfatul lor, Saul, așa? N-ai putut să pierzi sfatul lor. N-am putut, că ea stă tăzua cu mine, cum să pierzi sfatul lor? N-ai putut să pierzi influența lor, n-am putut să o pierd, că ăia mă votează, ăia mă țin, ăia mă susțin, n-am putut să o pierd. Vine Dumnezeu prin omul său și dă un verdict crunt. Astăzi Dumnezeu te leapădă. L-a pierdut Saul pe Dumnezeu? Pentru faptul că n-a fost gata să-i piardă pe cei, sau să nu-i bagi în seamă, pe cei care îl îndepărtau de voia lui Dumnezeu. În momentul în care omul nu e gata să-și accepte pierderile, pierde prezența lui Dumnezeu. Fiul risipitor nu a fost gata. În al doilea rând, dragii mei, mai pierd oamenii prezența lui Dumnezeu în momentul în care activează niște curiozități ilegale. Uitați-vă în societatea asta cât de curioși sunt oamenii, la orice. Ce s-a întâmplat acolo, ce-i cu ăla, ce-i cu ăla, cum e aia? Atât de curios a fost fiul risipitor, cum îi să plec de lângă tata să fiu eu pe banii mei? Cum îi să plec eu de unul singur? Cum îi să nu mai îmi comande nimeni când să mă trezesc, când să mă culc, când să lucru, când să stau? Cum îi? Era curios că a stat toată ziua pe lângă tata, așa cum stăm noi. Eu sunt născut în familie de pocăiți, cu tată păstor, așa m-am născut, așa mor, Doamne ajută. Până la un moment dat am zis, bă, eu nu știu cum îi nici în club, n-am intrat în viața mea în discotecă, n-am băut niciodată alcool, mă mai oprește poliția rutieră și mă întreabă, mai ales noaptea când vin de pe la evanghelizări, pe la 2-3 noaptea, mai ales aia de prin Arad, au un har să oprească nopțile și mă opresc la un moment dat și mă văd cu ochii bulbucați de obosit și de somn conducând spre casă și mă întreabă așa, mai ales vineri seara, sâmbătă seara, duminică seara, stimate domn, zice, de unde veniți? Eu zic, de la biserică. Și zic, așa ziceți toți. N-ai vrut să facem un alcool test? Facem, domnule, și suflu în alcool testele lor. Și la un moment dat îi spun domnului polițist cât timp așteaptă ca aparatul să-și facă treaba. Uitați-vă la buletinul meu, că l-aveți în mână. Puteți socoti repede câți ani am și vreau să vă spun cu multă demnitate și bucurie, până la vârsta asta nu știu ce gustare, niciun fel de alcool. Și numai bine că gata o de zi și polițistul, zero, vă doresc un drum bun. Pentru că mi-am pierdut la un moment dat anturaj, prieteni, colegi. Am pierdut oportunități omenești, am pierdut ocazii omenești. Și toate astea le-am pierdut de dragul de a nu-L pierde pe Dumnezeu. Și în momentele complicate și grele ale vieții, când nimeni nu mă mai putea ține în brațe, a coborât o mână divină și a zis, Alin, eu sunt aici la tine în casă. Când medicii ne-au trimis acasă și au zis, fetița voastră e posibil să dea în convulsii să moară. Când am scos-o pe semnătură din spital pe Carina, am zis că se prăbușește cerul. Când medicii au spus că și Carina va ieși handicapată și că vom crește un copil handicapat, când i-am dus acasă, m-am uitat în sus și am zis, Doamne, Tu știi cât am pierdut eu pentru Tine? Tu știi pe cât am lăsat în urmă pentru Tine? Doamne, dar unde ești? L-am simțit pe Dumnezeu că a coborât acolo în cameră și a zis, Alin, să ții bine minte, lângă astfel de oameni eu rămân. Avem o fetiță sănătoasă, perfect, voioasă,
Pentru că Dumnezeul pe care noi îl avem își mai coboară prezența și te mai ține. Merită să pierzi de dragul lui Dumnezeu. Merită să nu activezi curiozități legale de dragul lui Dumnezeu. Că nu mă interesează lumea și cu valorile ei. Are Dumnezeu destule valori și curios de valorile lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Mai are Dumnezeu valori care pot să fie puse în viața mea. Nu-s curios de valorile lumii. Bunica mea înainte să moară, o femeie extraordinară, cu atât de mult drag că mi-aduc aminte de ea. M-a chemat la ea la spital și a zis către mine, în salon eram numai eu cu ea, sub niște dureri cumplite, cu ochii în lacrimi. A zis către mine, Aline, în scurtă vreme o să plec. Dar ține bine minte, zice bunica mea, într-o zi, dacă vei pierde de dragul lui Dumnezeu, noi doi ne vom reîntâlni pe plaiurile cerului. M-a urmărit cuvintele bunicii mele, merită să pierzi de dragul lui Dumnezeu, pentru că acolo pe plaiurile cerului va fi o reîntâlnire glorioasă cu cei plecați înaintea noastră, cu cei care au trăit frumos, care au fost gata să piardă lumea asta, dar să nu piardă prezența lui Dumnezeu, care au fost gata să nu fie curioși de lume, ci să fie curioși de Hristos. O, Doamne, mai trezește Duhul nostru în seara asta! Mai fă-ne conștienți că avem nevoie de tine și de puterea ta! Îi ține diavolul pe unii legați în rușine, bă, pe cum, eu să nu mai merg, eu să nu mai fac, eu să nu mai fiu. Și îl ține diavolul pe ăla așa până în clipa când Dumnezeu zice stop vieții și trebuie să le ia din lumea asta. Jubilează diavolul ce l-am făcut și pe ăsta. O, eu vreau când voi pleca din lumea asta să aud corul de îngeri care mă așteaptă, să-mi văd bunica, poate părinții plecați înaintea mea, frații, nu știu, surorile din biserică, prieteni dragi și pe Hristos însuși. Și să zic ce mare har că am avut puterea să pierd și să nu fiu curios de lumea asta. Știți, fiul risipitor a mai pierdut prezența tatălui la un moment dat și pentru că s-a lipit de cine nu trebuie. Așa se mai pierde prezența lui Dumnezeu când te lipești de cine nu trebuie. Știți ce zice Biblia? La un moment dat, fiul risipitor s-a lipit de unul din locuitorii țării. Oameni buni, explicați-mi și mie, cum te, tu care vii dintr-o casă de om cu, de bani gata, care știi ce înseamnă mirosul de One Million și Coco Chanel, și te duci la ăla care, vin, care crește porci? Vă spuneam mai devreme că și ăia care creșteau porci erau văzuți disgrațios. Da, păi ăia care chiar îi îngrijau pe porci. Cum să te duci atât de jos? Cum să te lipi? M-a tot gândit, bă, de ce nu s-o lipi de unul care vindea cămile? Era un fel de Mercedes-uri din generația noastră. Ce nu s-o lipi de un dealer din ăla de cămile? S-o lipi tumna de unul care creștea porci. Unul care avea în parcul auto numai all-seat. Am zis asta că sigur nu conduce niciun all-seat. De ziceam altă mașină, poate v-ați fi supărat pe mine. Nu s-o lipit fix de ăla. Au zis, bă, fix de ăla te-ai lipit. Pentru că în viață, când omul se lipește de cine nu trebuie, începe să piardă prezența lui Dumnezeu. Știți că trebuie să fim foarte atenți la relații? Știți că trebuie să fim foarte atenți de cine ne lipim, cu cine avem, dacă vreți, legături strânse? Pentru că întotdeauna când stai în preajma sfinților și a bisericii, poți să stai în preajma prezenței lui Dumnezeu. Să-L simți pe Hristos că te mai întărește. Să-L simți pe Hristos că e cu tine. Să-L simți pe Dumnezeu că e acolo. O, dragii mei, în seara asta aici la Moșnița, nu uitați, Dumnezeu v-a adus aici cu un scop bine definit să vă spună că prezența lui Dumnezeu, pierdută poate de unii, mai poate fi regăsită. Amin. Știți cum poate fi regăsită prezența lui Dumnezeu? Și ascultați, ca să regăsești și apoi să menții prezența lui Dumnezeu, omul în viață trebuie să aibă un moment de cercetare. Ăsta e cel mai greu. Ascultați ce zice Biblia. Fiul risipitor își vine în fire. Stop! Bă, ce-i cu viața mea? Încotro am luat-o, ce-i cu mine? Cum am aterizat aici? Păi eu am pe tata, ăla-i cel mai tare. Ce-i cu mine aici? Oameni care trebuie să fie numiți fii de Dumnezeu de către cel preanalt stau de multe ori la roșcove. Îmbrăcați bine, dar mâncă roșcove. Conducând mașini bune, dar mâncă roșcove. Având o poziție în societate oarecum, dar din punct de vedere spiritual, cu roșcovele. Bărbatul ăsta, tânărul ăsta, la un moment dat își vine în fire și zice, stop, stop, până aici, până aici. Nu se poate mai mult de atât. Întotdeauna când omul are un moment de cercetare și în momentul lui de cercetare începe să aibă acțiune, ascultați ce zice Biblia, am să mă iau
și am să mă duc la tata. Pentru că mulți nu mai regăsesc prezența lui Dumnezeu pentru că n-au momentul ăsta de stop. De-aia v-a adus pe unii Dumnezeu în seara asta aici. Să aveți un moment de cotitură și de stop. De cercetare și să spui, bă, stai un pic. Eu nu-s gata să pierd toată lumea asta de dragul lui Dumnezeu. Ba, da, eu vreau veșnicia mea să fie cu Hristos. Stop! Și pui stop unei vieți ciudate. Știți ce zice Biblia în Psalmul 46? Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri și peste România. E același Dumnezeu. Îi caută Dumnezeu pe pocăiții de 20 de ani, pe cei care poate n-au un legământ încheiat cu Dumnezeu, pe ortodoxi de 60 de ani, pe catolici de 40. Îi caută Dumnezeu să zic un stop, să-și mai fac o cercetare profundă. Unde sunt oamenii ăștia? Știți ce se întâmplă când îți faci cercetarea? Știți ce se întâmplă când îți faci cercetarea? Încep să te vezi cum trebuie. Ascultați-l pe fiul risipitor. Am să mă iau și am să mă duc la tata și o să-i spun, tată, mi-ai zugrăvit camera până am venit. Nu. Am să mă iau și am să mă duc la tata și am să mă văd exact ce trebuie să fiu. Tată, primește-mă ca pe unii din robii tăi. Știți, nu noi trebuie să ne numim fii al lui Dumnezeu. El trebuie să ne numească fii. Uitați-vă în Scriptură, știți ce zice Pavel? Rob al lui Iisus Hristos. În momentul în care prezența lui Dumnezeu coboară și tu îți dai seama că ai adunat valorile lumii, dar nu mai ai valorile lui Dumnezeu, că ai adunat din lumea asta, dar l-ai pierdut pe Hristos, te oprești la un moment dat și zici, bă, l-am pierdut pe Dumnezeu, stop, stop! Începi să intri în acțiune și să faci ceva de dragul lui Dumnezeu. Începi să intri în acțiune și să spui, Doamne, știi de ce sunt în seara asta aici? Că Tu mi-ai dat viață. Sunt aici, că Tu m-ai adus ca să pot să zic stop unei vieți fără de Tine și să spun, Doamne, Te vreau pe Tine. Amin. Și începe ăsta și se vede rob al tatălui. Tată, primește-mă ca pe un rob, primește-mă ca pe unul din argații tăi, ăia cel mai neînsemnat argat, dar primește-mă acasă. Știți ce zice tata? Aduceți vițelul, că-o veni fiul. Oameni buni, de prea puține ori ne gândim la viață și că într-o zi va avea final. Anul 2022, le spuneam fraților, în biserica pe care eu o păstoresc, prin harul lui Dumnezeu, n-am avut în biserică nicio mormântare. Dar am înmormântat în anul ăsta în alte părți cum n-am înmormântat, poate, până acum niciodată. La tânără de 24 de ani, la mamă de 36, la copil de 14, la tânăr de 28. Deja când înmormântam câte unul de 50 de ani, mi se părea bătrân la căstinere, am înmormântat. Care dintre dumneavoastră crede că se trezește mâine, că niciunul n-are contract cu ziua de mâine? Viața e urzită pe degetul lui Dumnezeu. Dumnezeu o ține. Știți de ce Dumnezeu vă mai dă viața? Să strigăm în seara asta împreună, Doamne, și eu am nevoie de prezența Ta. Vreau să vin din nou în casa Tatălui. Vreau să Te simt, vreau să mai am putere, vreau să mai am entuziasm, vreau să mai am har din partea Ta, vreau să merg frumos înainte și cu demnitate. Cosmin, dacă îmi dai un microfon din ăla, ies aici un pic în față și o să închei. Vreau să vă zic ceva ce m-a marcat într-un mod deosebit. Ascultați-mă. La un moment dat, după ce s-a dat drumul în pandemie, s-a dat drumul să se facă slujbe în aer liber. M-am dus undeva într-un parc, am fost în multe parcuri în vremea aia, că toată lumea făcea slujbe afară. Când noi ne-am adunat acolo și cei care cântau își montau sculele și instrumentele, o soră aducea o bătrânică de braț. Mi s-a părut foarte elegantă, cochetă, așa îmbrăcată cu un mov, o pălărie în cap, aranjată. Mi-a fost drag de ea. Păi și vinea așa, ținându-se de sora noastră, și tă vinea greu, bătrână, vreo 80 de ani. La un moment dat, o pune acolo în față și vine sora asta la mine și spune, frate pastor,
prietena mea din tinerețe și am păcălit-o că e concert de muzică. Nu i-am zis că e și pastor care predică. Că asta o zis, n-ar fi venit. Zice, dar acum n-are ce face, că numai cu mine trebuie să plece. Și eu zice, nu o duc până nu-i gata. Băi, eu când mi-a zis azi, eu m-am tot uitat la ea, tot s-a pus acolo pe primul rând, m-am tot uitat la ea. La final de predică, eu ies așa, era o scenă, mă dau jos de pe scenă și mă duc în față. Am zis eu, fără să apuc să ridic, cei care erau acolo se ridică în picioare, am zis, e cineva aici, în după masa asta, care vrea să aibă parte de mâna lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu, de Dumnezeu însuși. Și la un moment dat, bătrânica asta se ridică, își caută băta, cei care erau cu mine au început să cânte și vine așa în bătă cu greu. Când am văzut că vine, i-am ridicat și pe ceilalți în picioare. S-a apropiat de mine, a pus mâna pe umerii mei și a zis, pastore, tu crezi că Dumnezeu în seara asta mă poate primi și pe mine? Bă, m-am uitat la ea, mi-a fost atât de drag. Și am zis, cum să nu? Vă poate primi? Păi Dumnezeu de-aia m-a trimis aici, că vrea să vă mai spună că Dumnezeu poate să vă ia în mână, să vă țină tare, să vă mai dea sănătate sau zile și atunci când se vor sfârși să vă întâlniți cu El în cer. Și eu îi spun, și cu mine. Și ea se uită la mine și zice, așa, da. Bă, mi-a fost atât de drag de ea. M-a strâns în brațe și mă ținea strâns. După scurta mea discuție cu ea, am zis, mai e cineva care vrea să vină să mă rog pentru ei? Și au mai venit câteva persoane. Ne-am rugat, am cântat, ne-am rugat, s-a terminat slujba. Vreo două săptămâni mai târziu îmi povestesc cei de acolo. Femeia asta îl cheamă pe păstor la spital, se îmbolnăvise de COVID. Nu l-au lăsat să intre la ea, dar l-au lăsat să o vadă dincolo de un plexiglas din ăla. Închis ermetic, o zis, nu mai puteți să o vedeți, nu știu dacă vă auziți, dată, dincolo nu se poate trece. Și doamna asta îi spune pastorului, domnul pastor, mulțumesc că ați venit la mine, mă însemne, mulțumesc că ați venit la mine. O zis, bă, radia de fericire femeia asta, cu zâmbetul pe buze. E, se vedea că era ramolită de la boală și de la vârstă, bă, dar avea o seninătate formidabilă. Zis, domnul pastor, mulțumesc că ați venit la mine. O zis, domnul pastor, îi făcea semne. Eu, acolo, poate nu mai ies. Dar să știți, și face așa o inimă bătrânică, că vă iubesc. Să știți că vă iubesc, o zis. Și noi doi o să ne vedem acolo, să scătrea. S-a întors bătrânica și-a plecat. În povestea, bă, am petrecut-o cu privirea până la un moment dat, până o lună am mai văzut-o. La trei zile mai târziu, femeia asta a trebuit intubată și la scurt timp a plecat din lumea asta. Am curajul să o spun și aici la voi, la Moșnița. Am toată încredințarea că cu acea femeie într-o zi o să mă întâlnesc în cer. Dacă ar fi ieșit din spital, cu siguranță ar fi intrat în apa botezului și ar fi zis public, îl vreau pe Dumnezeul ăsta care mi-a umplut inima, îl vreau pe Dumnezeu și prezența sa, pierd totul de dragul lui Dumnezeu, îl vreau pe Hristos, dar n-am mai avut timp. Dar cred din toată inima că într-o zi o să o revăd pe plaiurile cerului. Oameni buni, în seara asta sunteți oamenii care mai aveți planuri, care mai vreți să mai trăiți, nu un an, nu doi, și zeci de ani. Și Dumnezeu de aia m-a trimis pe mine aici să vă spună, viața sub prezența lui Dumnezeu e cea mai perfectă viață. Haideți să ne ridicăm în picioare. În seara asta Dumnezeu te poate așeza ca pe fiul risipitor altă dată în casă. Poate Dumnezeu să te facă conștient că lumea nu mai are valori și că Dumnezeu are valori. Știu. În mințile multora se dă câte o bătălie. Bă, oare de mine e vorba în seara asta? Dar oare eu? Dar oare chiar eu trebuie să fiu? Dar oare chiar pentru mine știu? În mințile dumneavoastră acum se dă o bătălie puternică. Cel care nu l-ai mai simțit pe Dumnezeu de vreo 15 ani, cel care nu mai poți să mai vergi lacrimi, cel care dormi numai cu becul aprins de frică, cel care te gândești ce se va întâmpla și cu tine mâine dacă se sfărâmă cu rabia vieții, cel care te gândești că ce va fi peste un an, peste doi, peste trei, în seara asta Dumnezeu spune, vreau să te iau de mână. Și vrea Dumnezeu să meargă cu tine acasă.
și vrea Dumnezeu să-și reverse prezența sa peste viața ta, peste trăirea ta, peste sentimentele tale, să începi să trăiești cu demnitate, într-o eleganță frumoasă, dar care să-L arăți pe Hristos și să poți să spui, da, pierd totul de dragul lui Dumnezeu dacă trebuie, dar știu că L-am pe Dumnezeu lângă mine, știu că Dumnezeu mă aude, știu că Dumnezeu mă vede, știu că Dumnezeu mă poate ține. Și atunci când se va finaliza viața, la marea întâlnire pe plaiurile cerului împreună cu toți sfinții, oamenii care au avut puterea să trăiască frumos de dragul lui Dumnezeu, ești aici pentru că Dumnezeu așa a hotărât. Ai mai venit și în seara asta, ai mai fost duminica trecută, ai mai fost și acolo două duminici, dar în seara asta și în seara asta Dumnezeu te-a adus că ești în planul Lui, te vrea Dumnezeu pentru sufletul tău, se dă o bătălie, Dumnezeu zice vreau să-mi pun prezența, diavolul zice las că o țin eu aici, Dumnezeu zice te vreau pentru mine, se dă o bătălie pentru suflet în generația asta de numai, dar și în seara asta Dumnezeu glorificat să fie numele, e prezent aici și vrea Hristos să te ia de mână și vrea să spună pot să-mi las prezența mea peste tine, pot să fiu la tine în casă, pot să fiu la tine în viață, pot să fiu la tine în planuri și vei vedea puterea divină a Marelui Stăpân. Ai nevoie de prezența lui Dumnezeu să te mai căiești în seara asta, să mai strigi ca și vameșul altă dată, ai milă și de mine păcătosul, Doamne, ai milă și de mine în seara asta. Dumnezeu te-a adus în seara asta cu un scop bine definit. Poți să-i respingi strigarea lui Dumnezeu, poți să-i respingi mâna lui Dumnezeu întinsă, dar Dumnezeu mai stă cu mâna întinsă în seara asta la moșnița și vrea Hristos să te ia de mână și vrea Dumnezeu să pleci acasă sub atmosfera divină și a prezenței sale, să poți să cânti și să spui am un Dumnezeu mare, am un Dumnezeu care mă ține, glorificat să fie numele Domnului. În timp ce plecăm toți capete, stăm cu ochii închiși și cu capetele plecate. Dacă și putem să cântăm o strofă dintr-o cântare, știți? La un moment dat zici o strofă dintr-o cântare, așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin. Mă spală sângele divin, o mielule eu vin. Că vine strofa asta și spune, Doamne, mă recunosc că am nevoie de spălarea ta divină. Mă recunosc că am nevoie de iertarea sângelui tău care a curs nevinovat la Golgota. Recunosc că am nevoie de tine, Hristos, în seara asta. Și, dragii mei, să știți că aici, la moșnița, Dumnezeu stă cu mâna întinsă. Îți mai convins acum, la final de predică, ca și la început, că o trebuit să vin aici. Și știu că Dumnezeu vrea să-și mai reverse prezența peste tine, că-ți vede lacrimile, că-ți vede inima, că-ți vede sentimentele, că în seara asta Hristos vrea să te ia de mână. Oh, și să mai mergi zeci de ani de aici înainte și să mergi alături de un Dumnezeu puternic. Să mergi alături de un Dumnezeu mare, să mergi alături de un Dumnezeu care niciodată nu pierde controlul. În seara asta Dumnezeu e prezent aici. Vom intra în cântarea aceasta, dragii mei, și haideți să ne gândim la viața noastră. Gândește-te la viitorul tău, gândește-te la casa ta, gândește-te la inima ta, gândește-te la sentimentele tale, gândește-te la pruncii tăi, gândește-te că într-o zi în cer cineva ar vrea să te mai vadă. Gândește-te la mama ta, gândește-te la tatăl tău, la bunica ta, gândește-te la cei care te-au călăuzit înspre Dumnezeu și parcă auzi glasul lui Dumnezeu. Te vreau! Ai puterea să spui, vin și eu la Dumnezeu în seara asta? Ai puterea să spui, vreau și eu pe Hristos? Sau vei merge din inerția nebună a vieții? Sau vei merge ca fiul risipitor și vei continua viața departe de Dumnezeu? Oh, dar în seara asta Hristos mai vrea să te mai scoată. În seara asta Dumnezeu mai vrea să mai scrie pe tine salvat. În seara asta eu strig, vreau să fiu robul tău, Iisus. Și Iisus îmi spune, ești fiul meu, ești fiica mea. În seara asta Dumnezeu mă... Doamne, și eu te vreau în seara asta. Spune lui Dumnezeu, Doamne, și eu te vreau în seara asta. Oh, vin acasă ca un fiu risipitor. Știu că Tu mă vei lua, mă vei îmbrăca cu haina cea bună. Vei lăsa prezența Ta
peste mine. Îți voi simți puterea în momentele grele. Vei fi cu mine în încercare, că sunt fiul tău. O, primește-ne ca rob în seara asta. Doamne, primește-ne ca rob. Spune lui Dumnezeu, Doamne, primește-mă ca rob al tău în seara asta. Spune lui Dumnezeu, vreau să-ți mai simt prezența, Iisuse. Spune lui Dumnezeu, Doamne, te mai vreau în viața mea. O, dezlipește-te de tot ce-i rău în seara asta. Dezlipește-te de anturajul greșit. Dezlipește-te de oamenii care nu-L au pe Dumnezeu. Lipește-te de sfinți și de cer. Mâna lui Dumnezeu mai stă întinsă. Aleluia! O, Dumnezeu te vrea pe tine, da! Aceea care-ți bate inima pentru Dumnezeu. Ți-e greu să ai o decizie radicală în viață, dar Hristos te poate întări. E Dumnezeul care mai are milă. O, glorie ție, Hristos!